cu jucăria ei preferată, punga de la șervețelele umede, ambalajul de la șervețelele umede. Îi place cum cum foșnește. Îi place să joace cu el. Astea jucările preferate, așa, mami? Pungi, sticle, mai ce îți place ție? Așa, hai, 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 ce gălăgie facem noi. Iubita. Bine, am vrut să fac un pic de update. Eu am început să împachetez. Am vrut să vă arăt așa că deja ne este plină casa de lucruri și nu mai avem unde să le punem. Deci, efectiv, suntem cu lucruri așa peste tot. Și nu vă arăt birou că e plin. Bine, quick. Și am început aici să împachetez jucările fetelor, pentru că vreo două săptămâni nu am mai intrat să le fac curat și ceva de genul cum e aici. Era situația peste tot, prin cameră. Așa, și am zis că le împachetez atunci jucările cu care nu se joacă ele, le vom duce la casă, le vom depozita în pod. Astea două deja sunt pregătite. Acolo un pic mai trebuie să le aranjez. Ducem și Lego-urile pentru că, cutia de Lego-uri, pentru că nu mai vreau să văd mărunțișul prin casă. Acum le las o lună jumate până ne mutăm, le las efectiv căsuța de păpuși și păpușile și ce este în ea, pentru că ele acum cu asta se joacă și atunci le las cu ce se joacă și restul le duc. Deci Lego-urile vor fi duse. Asta e cutie cu tot felul de mărunțișuri care erau efectiv peste tot prin cameră și asta o să fie dusă. Duc chiar, stai că plânge, bebe, ți-ai pierdut punga. A pierdut punga de la mânuță, mami. O, te punga. Haide, că numai ceva mai zic aici la oameni. Bine? Așa. Și o să le duc chiar și bucătăria, că nu se mai joacă cu ea. Ele bucătăria acum și o folosesc pentru căsuța la păpuș. După cum vedeți, acolo este dressing-ul păpușilor cu haine. Așa că astea le vom înfolia, că mai avem folie acasă, cum am înfoliat geamurile și podelele. Și le vom depozita și astea două. Asta e bucătărie și asta este teatru. Le vom depozita în pod. Și cărțile, cât de curând trebuie să le împachetez și pe alea. Focalizează pe alea, asta. Dar cărțile le împachetez atunci când le pun într-o cutie și cu cărțile noastre. Îmi las și mie două, trei cărți care le citesc acum și două, trei cărți pentru fetițe. Asta este situația actuală. Asta este situația actuală. Situația curentă. Yay, ne mutăm! Ești bucuros, dragule, că ne mutăm? Sunt bucuros și serios în același timp. Ești și serios. De ce? Mă las pe o mascară aici. Aici e în plină desfășurare mutarea. Yay, nu vine să cred. Mutarea. Ne mutăm! Yay. În sfârșit suntem la partea de împachetare. Da. Cât e ceasul? 12? Noaptea? Pe acolo, undeva. Și mâine ne mutăm. Tot împachetăm. Mâine ducem mobilierul, saltelele și vedem ce mai ducem din haine și lucruri. Și seiful. Și următoarea zi, deci ne mutăm în două zile, ducem restul lucrurilor. Mai urmează să mai împachetăm și mâine. Așa că spor la treabă! Spor la treabă! Pentru ce vă uite, te cuplăși, buciu. Câteva ore mai târziu, azi noaptea am stat până la ora 3 și am împachetat. Pe când m-am pus în pat, micuța Emma, Luna, s-a trezit și asta cam până pe la 4 trează, după aia a fost destul de mărăită pentru că am dormit în patul fetelor. Salteaua noastră se vede acolo în spate cu negru, este înfoliat. Am înfoliat-o ca să nu se murdărească când o transportăm. Așa că nu am mai avut patul nostru. Am dormit în patul fetelor. Fetele sunt la bunici ca să putem să ne mutăm mai ușor.
și noaptea dormit, nefiind obișnuită cu patul lor, așa că nu m-a lăsat nici pe mine să dorm. Sunt un picuț obosită, dar sunt entuziasmată pentru că astăzi vom duce mare parte din lucruri, vom duce mobilierul, saltelele și tot ce am reușit să împachetăm până acum. Mai avem puțin de împachetat, mai am dressing-ul, dar am zis că în prima fază ne punem câteva haine care le vom purta perioada următoare, chiar dacă nu apuc să le împachetez pe toate, deși eu mă străduiesc azi și mâine, pentru că în două zile ne mutăm azi și mâine. Dacă nu apuc să le împachetez pe toate, nu-i nimic, pentru că voi mai veni aici la părinții mei, aici suntem la părinții mei, nu ne dau afară, nu ne aruncă lucrurile pe stradă, deci pot să vin și în perioada următoare să mai pun ceea ce nu apuc să pun acum. Dar eu sper să reușesc azi și mâine să fac ceaba asta. Suntem treji de la ora... Dani a reușit să se trezească la 6:30 ca să o pregătească și pe Lois de școală, pentru că e zi de școală și după aia, după școală, merge la bunici și eu am mai tras chiulul până pe la 7, pentru că v-am zis nu am reușit să dorm foarte mult. Să vă arăt ce am reușit să fac până acum. Uite salteaua noastră împachetată, paleții pe care îi vom duce și aceștia deocamdată până ne cumpărăm un cadru de pat. Lucru ce se va întâmpla în perioada următoare. Vom mai pune salteaua pe paleți, după care vom folosi afară, pe terasă. Poate o să facem tot așa ca la, cum aveam la apartament, ceva burete, ceva saltea din burete și să o punem pe paleți. Ce faci, dragule? Mai poți? Mai merge. Mai merge? Ciufulici și obosici. Ciufulici, ciufulici. Dar entuziasmat, așa-i? Da. Ei, și pătuțul lui. Luna și salteaua ei este foliată cu o bandă transparentă, cu o folie transparentă și am vrut să vă arăt, uite, chestia asta de bule e super utilă, super useful pentru tot ce ține de porțelan, sticlă, tot ce vrei să protejezi, de exemplu eu și tablourile le-am împachetat în ea. Așa că da, cam așa se prezintă. Mai avem dulăpiorul ăsta e gol, dulăpuciorul. Eu sunt dulăpuciorul. Tu ești dulăpuciorul. Da. What? Dar cum ești dulăpucior? Dulăpuciorul acela este gol, bun. Și mai avem aici și la fete, suntem în plină împachetare. Dar eu zic că reușim. În patul ăsta am dormit, în patul lor, adică asta o să fie canapeaua din sufragerie, că lor le-am comandat o altă saltea și cât de curând le vom comanda și un pat super, super cute. Și aici am dormit eu, Dani și Luna și nu s-a prea odihnit nici ea, nici eu. Dani m-a cam sfărâit. Bine, let's go, că mai avem multă treabă. E câte ceas, ora nouă? Hai, da, hai, hă? Uite ce gol îi! Ce zici? Unde-i patul? Păi l-am dus la noi la casă. Urmează să ducem și din jucările voastre. Oare din jucările voastre am dus ceva? Hai să vedem. Da! Oh my gosh! Și hainele! Nu mai avem haine! Nu mai aveți haine! Ce ne facem? Of! Uite-le acolo! Da, da, urmează, du-te! Dar ce ziceți? Ne mutăm de aici! Gata! Adio, camera asta voastră! Da, o să aveți camera mai faină. Da, hai. Păi, am venit aici în vizită. Da, o să te mai vizitez pe camera. O să mai vizitez pe camera? Da. O să te mai vizitez. Mă îmbrățișați pe camera? Hai, camera, o să te vedești ce se poate da. Hei, jucări, amintuța. Și pe degeaște,
Am terminat ieri de golit cele două camere, baia și mi-a mai rămas dressing-ul și din dressing am dus o parte din lucruri, lucrurile ce le-am împachetat în avans dinainte, dar acum mi-a mai rămas o mare parte din dressing, o să o arăt și astăzi voi împacheta tot dressing-ul. Lois este la un spectacol de majorete cu bunica ei și cu Ruth. Sunt aici cu Emma, iar Dani astăzi pune balustrada la scări, ca să avem balustradă. Mă bucur foarte mult că ne-a ajuns balustrada, este din sticlă. Dani o montează la casă ca să fie în siguranță fetele când urcă și coboară scările. Să vă arăt că am golit aici, nu mine să cred. Am stat în locul ăsta un an și 8 luni. Ajutorul meu de nădejde, care mâncă brățărica lui Ruz, sau nu, mâncă cine numai. Este obosită mami acum, trebuie să faci un pic de nani, așa? Deci fetița asta este atât de cuminte și m-a lăsat să lucrez și la casă și să adun și aici, așa-i puțele. Da, ești foarte cuminte tu. Ești foarte cuminte tu. E gol! Yeah! Goodbye, spațiu unde am locuit un an și 8 luni. Goodbye! Tu n-ai treabă! Tu! N-ai nicio treabă, micuță! Foarte bine! Da, și chicineta! Și aici e gol! Yes! Și a mai rămas dressing-ul. Mai avem un picuț, adică mai am un puțin de împachetat. Are și doar raftul de sus și ăsta este aproape gol, mai sunt doar 2-3 hăinițe de schi. Și restul, dar bine, ce e fain că sunt toate pe categorii puse și o să meargă destul de repede. Așa că, here we go! Cam asta e situația actuală, am terminat de împachetat, le-am pus pe categorie în saci, mie îmi place foarte mult să le pun în saci, mai ales sunt de ăștia mai transparenți, ăștia saci reciclabili pentru că văd efectiv ce am. Aici am un sac de papuci și nu-mi vine să cred că e gata și dressing-ul, dar cum le încarc în mașină și gata! Hello! Merge? Da. Ui! Ai ce fain stai să filmezi să care nevasta. Gata, mă lasă mașina singură. Mhm. Ce bravurit ești! Hai că poți! Te auzi mai cât tu? Și o geanta. O punem pe acolo pe undeva. E micuța mai în cap de acolo? Da. Full house. Atât. Pinge tare. Lasă atâta să văd totuși în oglinda. Dacă vă văd, prezint aici. Deci jumătate este pus de mine, jumătate de Dani, da?